Sigur că eu o să vorbesc despre partea medicală. Vă spun sincer, când am acceptat să vorbesc despre această carte, mă gândeam că o să mă plictisesc citind-o, pentru că nu sunt cărțile istorice, nu sunt chiar slăbiciunea mea. Am citit cartea cu sufletul la gură și este absolut imposibil să nu te întrebi la fiecare pagină dacă ai fi supraviețuit. Și nu înțeleg cum am supraviețuit. Am făcut un soi de inventar al prietenilor mei, al pacienților, al oamenilor pe care îi cunosc și am constatat că există un singur om care cred că ar fi supraviețuit nezdrobit situațiilor pe care le descrie acest coleg al meu, cu multă onoare spun asta, medic militar, care descrie un an și jumătate de activitate în spatele frontului, în timpul refugiului din Moldova, împreună cu familia, niște condiții care par incredibile. Pare că vorbește despre evul mediu sau despre peșteră. Coleră, tifos exantematic, frig, saloane neîncălzite, oameni care nu aveau ce să mănânce, bolnavi care nu aveau, primeau ceai din fum. Posibilitățile terapeutice erau ridicole. Acum 100 de ani nu aveam antibiotice, acum 100 de ani aveau piramidon, arsenic și chimină la îndemână ca să facă față unor boli atât de cumplite. Mai nu știu, mai serios.